Mănăstirea Curchi, perlă printre mănăstirile basarabene, la data de 21 septembrie își sărbătorește hramul. Iată-ne și în acest an ajuns în preajma frumoasei sărbători a nașterii Maicii Domnului, sărbătoare care ne adună în fiecare an în frumoșii codri ai Orheiului, în chinovia de la Curchi, pentru a slăvi pe Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Dragi prieteni, am fost împreună când am inițiat lucrările de restaurare a Sfintei Mănăstiri Curchi. Ne-am bucurat împreună de unele realizări, de sfințirea uneia sau celei de-a doua biserici din complexul monastic. De această dată vă invităm în acest an special pentru mănăstirea noastră, când marcăm 245 de ani de la atestarea documentară a acestui complex monastic, să fim împreună. Să ne bucurăm și să-i mulțumim Maicii Domnului că a iubit și a binecuvântat țara noastră pe parcursul anilor. Vă așteptăm cu drag, dragi prieteni, să ne bucurăm împreună și să-i mulțumim Maicii Domnului pentru ajutorul acordat și să-i cerem ajutorul și pe mai departe. Vino vineri, 21 septembrie, de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului la Mănăstirea Curchi, pentru a savura din frumosul liturghiei mănăstirești. Să ne bucurăm împreună cu obștea monahală de hramul Sfântului Așezământ, să aducem slavă lui Dumnezeu și Preasfintei Fecioare.